să dați subscribe. Seamănă cu Gigi Becali. Dacă zice bine, îi dau. Hai văd de la Luis Vuitton. Domnul Adrian Mutu. Eu, neamul. Ești Adrian Mutu. Cine găsește 50 de lei de la mine? Continuăm proiectul pe care am început acum câteva săptămâni la Sibiu. Filmările de acolo. M-am pus la list pentru că eu pot să continui proiectul cu filmările de oriunde. Până la urmă este un proiect care se filmează și care are ca scop prezentarea network-ului Self-Made Club. Ce mâncați aici? Nu știu. Healthy lifestyle. Nu. Încurajezi un stil de viață sănătos, Raul? Da. De unde ce facem filmări că fac sport, da. Dacă zice bine, îi dau. Seamănă cu Gigi Becali. Aproape, doamne. Și tu? Deschide jador cât de frumos ești. Ce dracu, mă, deci Adrian Mutu. Domnul Adrian Mutu. Eu, Adrian Mutu. Ești Adrian Mutu. La aia, bă, de la Luis Vuitton. De unde știi, mă, copilul atâtea? Ce mă, asta? Ia, prezintă-mi produsele tale. Au, ce am și de ăsta de ăsta. Asta e de ce? Asta e de usturoi? Da, șofer. Asta. Am și de șnițe. Dar cum le face doamna pe astea? Trebuie să ne tragem la abric, să muncim foarte mult. Dați două pentru dumneavoastră și una pentru tine, că ești mai mic. Să trești, să dați subscribe. Ce? După YouTube? De unde știi că sunt după YouTube? Ce-am văzut. Unde am? Cum o cheamă? Eu știu că... Dacă ghicești cum o cheamă... Așa? Îți dau 50 de lei. Ghicesc eu? Bă, nu, mă, da. Ce-am văzut. Te-am văzut în filmul ăla de jucați dumneavoastră. Nu pot să-i ce film, doamne? A jucat dumneavoastră într-un film frumos. Nu joc, doamna, filme. Domnul e după YouTube. De pe YouTube, da, aici pe aproape, așa? Ești pe aproape, da. Faci și de la vloguri. Nu fac. Vlog, nu. Nu, de la... Nu, 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 sală, nu, nu. Domnul, mai ce frumos. Sală? De unde? De unde știi? De că dumneavoastră face sală de aia, de ce nu știu. Da, de-aia fac. Dar cum o cheamă? Eu ți-am promis ție ceva. Păi gândește-te așa, mintea ta, gând... Nu. No. Ai două încercări. Nu o-ți dau. Nu pot. Începe cu I numele meu. Cu I. Cu I, mă. Hai să ne gândim. Andrei. I. Începe cu I. Începe sau să termin? Nu, începe cu I. I e prima literă din nume. Da. I. Numele familie. Ion. Isaac. Nu. Isaac. M-am încercat. Isaac, suntem pe Irland noi. Nu, mă, nu e nume românesc. Nu, sunt, e nume românesc. E autentic. E vechi, așa la nume. Răzvan. Dar cum începe Răzvan cu I? Nu știu cum începe Răzvan cu I, dar a ghicit. Nu știu cum a putut să ghicească. Numele meu e cu I, dar a zis Răzvan. Cum ai putut? E făcut semn? Să mor dacă nu am făcut nimic. Dumnezeu mi l-a pus că n-aveam bani la tata să iau mâncare la spital. Și ăștia sunt ai tăi? De câștigat? Da. Da? Ce nu dai și mie ce spune? Îți dau și ție acum. Dumnezeu să-ți ajunge să fii sănătos și iubit de fete. Ce numele? Numele meu, i-ai spus numele meu începe cu I. A, gata, știu, Răzvan. Nu trage, mă! Bă, nu mânca, mă! Așa o să fac apartament. Aici, în mod normal, ar trebui să fie loc în care vii să spui gândurile în ordine. Și oamenii taxează bani pentru chestia asta. Înțeleg ce zic? În afară, poți să vii la liber aici. Cred că am și eu nevoie de 5 minute. Contemplează. Domnul Selfmade contemplează. Thank you.
știi ce îmi dau seama acum? Îmi dau seama că ăsta este mai mult un muzeu decât o biserică. De ce? Ceva turistic. Pentru că așa se plătește la lucruri turistice când vrei să vizitezi. Dar vreau să spun că în afară sunt biserici și te pui și te rogi. Ai un moment cu tine și nu costă bani. Atunci spunem ceva despre stilul acesta nemțesc, pot spune. Nemțesc? Nemțesc. De ce? Pentru că aici n-au stat sași. Mi se pare că este Sibiu este așa un fel de update. Asta mi se pare mult prea gotic, mult prea vechi. Inclusiv Biserica Neagră a fost făcut în stil gotic, dacă analizez puțin arhitectura. Așa se numește arhitectura, gotic. Poate nu este stilul gotic, este stil bizantin. Nu există, este imposibil. Pentru că dacă mă întreb ce culoare are palton de pe mine, este crem. Este maroniu. Exact. Ai deschis societatea. Este centrul vechi? Acesta este centrul vechi. Foarte frumos. Acolo poți să te urci? Cu telegondola, Raul. Vrei să ne urcăm cu telegondola? Normal. Uite, licor în tobacco. De acolo putem să luăm trabuc, Raul. Raul, avem voie cu trabuc pe filmare? Aici e un local ales de tine. Și? Acum, am intrat cu premisa faptului că dacă nu ne place ce comandă sau dacă nu ne place ce, plătești automat. Indiferent cât place sau nu, vom comanda toți cel puțin un antricot de vită. Vom spune că e scârbos după ce mâncăm și vei plăti. Iar editor se va duce până la baie. Editor autocar Pâlcea și editor pa. O notă la foarte, prima impresie. Foarte, nu știu cum ai ajuns tu aici. Se câștigă bine din editing. Nu ești dimineațional cumva? De ce? Așa. Mă nenorocești. Este vorba de vibe. Să te auzi cum vorbești. Iar cine poate face această serie entertainment în afară de mine? Exact. Deci, what are we doing today? Mergem să visăm ceva ce n-am văzut în 23 de ani niciodată. Castelul Cantacuzino, am înțeles că este o locație foarte interesantă. Am înțeles că cineva chiar a stat acolo, nu știu istorie și nici nu prea m-a interesat să aflu. Dar a fost locuit de acel castel și pe lângă asta se poate și mânca, se poate bea o cafeluță, putem sta puțin acolo, să reflectăm asupra lucrurilor pe care le avem de făcut și pe care le-am făcut. Putem să discutăm despre anumite subiecte, bineînțeles interesante, pentru că găsești doar subiecte interesante. Mulțumesc. Cum ar fi geografia, că e singurul lucru pe care știi. Și știi ce am uitat eu să fac pe acest vlog? Să vorbesc cu profesor profesor Ștefi. Spuneți, doctor. Spuneți. Cam tăcut vlogul acesta, cam tăcut. Nu am vrut să mă arăt pentru că sunt netuns și am zis să nu stric vlogul. Am și câteva întrebări așa pentru tine. Sigur că da, adresați-mă. 7-8. 56. Perfect. Am altă întrebare. Ce părere ai despre Cristian la 1,68 m? Că stă în față și tu stai în spate la 1,90 m. Păi stă în față pentru că conduce. Și tu? De ce n-ai putea să conduci? Pentru că nu este abilitatea mea principală. Te-ai uitat, profesor Ștefi, la Wednesday? Îți place stilul ăsta modern, Raul? Bă, dar de ce vezi, ce vezi modern aici? Așa arăta înainte totul, au lăsat exact cum arăta înainte. Pur și simplu așa, dealurile astea, exact așa erau înainte. Asta este mansion. Ți-ar plăcea să ai și tu un palat? Băi, ca acesta? Eu sunt în construcții, eu știu ce înseamnă să se construiască și îmi dau seama, mă surprinde ce se făcea înainte. Cum erau gândite toate chestiile astea. Câte chestii se suferă, uite câte găuri de aerisele sunt pe sigur aici. E foarte tare. Dar acum e mai ușor să construiești așa ceva. A, normal. Vine mașina. De azi construiesc utilaje. Da, e frumos. Editor apreciază lucrurile frumoase.
Deci, la prima impresie, ți-a plăcut. Ce crezi că este asta, Raul? Dacă faci puține conexiuni cu ce a fost la intrare. Aia pictată de artistul ăla, Van Gogh. Ești Wednesday? Da? You speak English or Romanian? Bă, dar de ce mă urmărești? Pentru că vreau și eu să am un trai bun, Raul. Wow, uite-te în spate. Wow. Cristi face un snap, băieți. Salut, Cristian. Bravo, Cristi. Ai venit la castel să te dai pe leagăn. Wow. Ești de apreciat. Mai plictisit. Ciao. El a fost martorul un experiment social crud, care se întâmplă, cred că, doar în România. Ești de acord, Cristi, că ce-am experimentat el se întâmplă doar în România? Da. Ieri am fost martor un experiment social legat de bani. Din momentul în care am intrat aici în Brașov, sunt 10 lucruri de care pot spune că sunt mândru și care îmi plac și un singur lucru care nu-mi place. Aș spune puțin că oamenii nu sunt atât de primitori, precum au fost la Sibiu sau cum au fost în alte părți. Dar am fost la un restaurant de fine dining, frumos, nu știu ce. Și eu sunt genul de om care, cum să spun, banii pe care dau pe haine, eu știu, nu se vede, pe mine nu scrie mare, așa, nu, eu nu sunt genul de om care se plac cu brand-uri și cu astea sau să mă arăt cu chestii de genul. Și am fost la un restaurant, nu? Mă, și în momentul în care am dat de restaurantul respectiv, am fost priviți așa de sus în jos și bineînțeles că aveam un training pe mine, nimic mai mult, nu conta ce am. Bă, și mi-am dat seama cum suntem tratați, adică, datorită faptului că n-aveam haine scumpe pe mine, am fost tratat efectiv ca și când sunt mai jos de cea mai joasă speță de om. Și m-a făcut să realizez de ce unii oameni sunt unde sunt și de ce alți oameni sunt unde sunt. Chiar am gândit să-i spun ceva, dar după mi-am dat seama, am spus, bă, ăsta e un om necăjit, care pur și simplu dacă putea să facă mai mult, sau să obțină mai mult de la viață, obținea. Atât a putut. Concluzia care este? Concluzia este că ieri am fost pentru prima oară judecat după aparențe. Marginalizat. Am fost încolțit de faptul că nu arăt că am bani. Și n-am să critic restaurantul sau conducerea restaurantului, pentru că și eu, la rândul meu, ca responsabil în crearea lucrurilor fizice pe care le poți atinge, da, știu că lumea m-ar trage pe mine la răspundere în cazul în care un angajat al meu sau o chestie făcută de mine n-ar fi fost făcută bine. Chiar dacă poate oamenii nu știu că n-am făcut eu lucrul ăsta fizic, dar nu l-am făcut eu. Oamenii tu pe mine mă judecă. La fel și în cazul acelor oameni care serveau. Deci am să critic doar personalul pentru că este pur și simplu nedresat. În momentul că am venit de restaurant, noi, da, 4 persoane, și am spus, ne arăt și nouă masă? Da! Cu ce vă pot ajuta? Țipa de la o altă masă. Și zic, termină și vii după. Țipe așa. A fost primul semn care m-a făcut să înțeleg că am merit în locul prost. Nu fie una peste alta. Este pur și simplu judecata românului înapoiat, pentru că românii sunt niște oameni foarte inteligenți. Este judecata unui român înapoiat, unui român care pur și simplu n-a evoluat, să judece un om după aparență. Dacă are bani sau nu are bani. Să cumpărăm. Am luat o sticlă de vin, pur și simplu ați văzut că am fost dezgustat de locul în care am stat. Și am zis, nu mai vreau niciun vin. Păi, hai, puteți să luați vin, că sunteți atâția. Adică, apropo că faci închetă. Și imaginează-ți ce era în mintea mea auzind chestiile astea. Aici servis cafeluța, băieți. Hai, mă. Știi de ce ai tras asta în Moș Crăciun? De ren. Treci. Hai, de rinoceri. Pune-te. Auzi, de ce faci mai editor mișto de tine? Șoșo, în control, Narnia sau Alaska? Alaskis. Alaskis. Paruskis, ruski. O zi bună se începe cu o amendă luată. Bă, te rog, eu nu mai vorbi așa. În vlogul trecut ziceai că tu respecti legea. Da. Și de ce ai luat amendă? Datorită faptului că respect legea, am luat amendă. Nu. Dar? Ai parcat neregulamentar. De ce? N-am văzut.